Și am început cu tenis, nu mi-a plăcut și după aia am ajuns la fotbal. La fotbal era mai bine pentru că erau mai mulți copii, îmi plăcea să fiu într-un grup. La tenis erai singur? La tenis eram singur, nu înțelegeam. Eram și mic, aveam 6 ani. Și de acolo cam moște. Dar nu mi-a pus presiune, adică trebuie să fac, să ajung sau... Nu mi-a spus niciodată, ești cel mai bun, să mă laude cu mulți părinți fac greșeala la asta, că să-și laude copilul după aia. Mai la 16 ani să lasă. Am fost lăsat să mă distrez prima oară la fotbal, la urmă de aia să te distrez și văzând că am talent, m-a lăsat, am dus un paralel cu școala până la clasa 8-a și de acolo m-am dus la Geo Sportiv când mi-a făceam față, pentru că aveam foarte multe meciuri, jucam și la Divizia C și la, junior și atunci aveam meci vineri duminică și era foarte greu cu școala să merg la un liceu foarte bun, deși am fost la între cele mai bune licee prin clasa 8. Apoi am ajuns la Geo Sportiv, de altfel mi-am tot fudonște. Era ascultător, nu am avut probleme, și foarte cuminte. Era foarte cuminte, nu am avut treabă cu el, dar rostii făcea ca toți copiii. Și rupea tot prin curte, nu știu ce. Banii n-au fost niciodată o problemă pentru George Țucudean. Bunicul său, Gheorghe Cosma, și tatăl său dețin o firmă producătoare de mobilă, care a adus familia fotbalistului pe locul 268 în ultimul top al celor mai bogați români în 2017. Tot timpul a știut că are, nu îi lipsește. Tot timpul a știut. Dar niciodată nu abuzat, să zic așa, ceva, mai mult decât o primit. Poate că la început un pic am fost noi, ca și familie, așa un pic mai tarnici. După aceea și-a dat și el seama când a jucat fotbal și a văzut cam cât trebuie să lucrezi ca să câștigi, nu știu, 5.000 pe lună sau 10.000 pe lună sau... și să ai salariu. Atunci cred că și-a dat seama singur că nu-i simplu să faci bani, chiar dacă ești... Chiar dacă ești bogat acasă sau ai situație materială mai bună sau așa. Și să știi că banii lui, eu i-am investit în film. El când avea bani, spunea, uite, am nu vreau să vă dau sume sau așa ceva. Sau îmi zicea, uite, am 100 și ceva de mii de euro adunați. Ce pot să fac cu ei sau ce zici să fac cu asta? Primii bani făcuți din fotbal de George veneau de la bunicul său, care îl recompensa pentru goluri sau victorii. Recompensa tot lumea zicea cu bani, dar când eram mic, când eram junior, chiar atunci mă recompensa. Vreau să mă motiveze mai mult, dar de când am mers deja la senior, n-am mai. A fost, pentru el a fost și este o mare bucurie. Astfel, George Țucudean a devenit un fotbalist atipic, care juca din plăcere și nu mâna de tentația câștigurilor. A urmat debutul în echipa favorită a tatălui, UTA, apoi transferul la Dinamo și pasul în străinătate la Standard Liège și Charlton. Nu juc de plăcere, deci n-am jucat niciodată pentru bani. Îmi place foarte mult, toată lumea spune că de ce mai tare fotbal dacă ai ceea ce am. Îmi place, pur și simplu îmi place. Că de ce ar trebui antrenor? Asta e viața, până la urmă asta e viața de sportiv, nu? Deci ar trebui să te facă să progresezi. În 2015, Țucudean ajungea la Steaua. Băiatul care se plimba cu Ferrari și avea mașini de peste 600.000 de euro câștiga primul titlu. N-am sărit calul niciodată sau n-am apărut să fac. Când plac mie mașinile astea, partea a doua. Nu-i plac.